Accident rutier și la Prigoria, un șofer a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina într-un șanț de pe marginea carosabilului. Cauza ar fi viteza. Șoferul a apăsat prea tare pedala de accelerație, a pierdut controlul asupra direcției și s-a răsturnat în șanț. În urma impactului, mașina a fost distrusă, dar șoferul a suferit leziuni ușoare și a refuzat transportul la spital.